make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Everton, echipa din Liverpool. Înainte să începem acest meci în deplasare împotriva lui Lokomotiv, nu uitați să lăsați și voi un like dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Am urcat, suntem pe loc de preliminari în Liga Campionilor, dar jucăm acum în Europa League în 16-im în deplasare la Lokomotiv. În tur a fost 2-2 și începe meciul în deplasare. În tur a fost 2-2 și va fi foarte greu, trebuie să câștigăm neapărat. Kevin De Bruyne începe în forță ca de obicei, ne-a adus golul de 3 puncte în etapa, în ultima etapă de Premier League, atunci cu Crystal Palace și... Am urcat pe locul 4, loc preliminar pentru Liga Campionilor. Să vedem acum pe De Bruyne pentru Lukaku din prima la Zelalem. Zelalem oprit acolo de jucătorul Lokomotiv Bustuva pentru Diara. Diara a fost cel care l-a oprit. Minge la Niase. Niasi pentru Kasev. Kasev din prima, dar reușit să recuperăm. Iată-l acum pe Romelu Lukaku. Lukaku este sprijinit acolo de Oxlade-Chamberlain. Revenit după accidentare. Chamberlain. Foarte frumos. Intră zona centrală. Chamberlain. Nu se poate. Nu reușește să marcheze aici Oxlade-Chamberlain. Incredibil cum a apărat portarul lui Lokomotiv. Să vedem pe Kevin De Bruyne. De Bruyne. Foi de capul meu. A fost faultat acolo Kevin De Bruyne. Cum spuneam, în tur a fost 2-2. Ne trebuie un rezultat de victorie. Ne trebuie o victorie ca să ne calificăm. Zelalem acum trece de un adversar. Are încă un adversar în față. Călcâi și șutul lui Kevin De Bruyne este respins de portar. Obina acolo cu o pasă și încearcă să iasă din propria jumătate de teren adversarii noștri. Fernandez 1-1 acolo cu Kevin De Bruyne, s-a refiat foarte bine, foarte rapid De Bruyne, dar nu a reușit să recupereze Cavanda cu o recuperare foarte bună. Iată-l acum pe Lukaku pentru același De Bruyne. Kevin De Bruyne continuă, așteaptă urcarea lui Lukaku, dar pasa acestuia este interceptată de un stopper al lui Lokomotiv. Busufa trece acolo, Busufa continuă, oh ce cursă, Busufa centrează periculos în fața porții, balonul trece pe lângă poartă și după prima repriză scorul este 0-0. Ambele echipe au avut ocazii foarte mari, păcat însă că noi nu am reușit să marcăm, parcă am avut șanse mai clare decât Lokomotiv. Însă mai este o repriză la dispoziție să mai facem ceva, să dăm un gol al calificării, pentru că o victorie cu 1-0 ne-ar califica după 2-2 în tur pe terenul nostru. Să vedem acum pe Atsu cu o recuperare bună, foarte bun meciul lui Atsu până acum. Atsu cu pasă pentru De Bruyne, De Bruyne are spațiu, De Bruyne încă 1-1 cu portarul. De Bruyne pasă pentru Lukaku, gol! 1-0! Tiki-taka! Am intrat cu mingea în poartă aici. Wow, ce frumos, trei foști jucători al lui Chelsea au făcut această fază de gol. Atsu, De Bruyne și Lukaku cu finalizarea. Este un gol de toată frumusețea. 1-0, 3-2 la general, minutul 51, deschiderea reprizei secunde, reușim să marcăm golul de 1-0, gol care ne poate aduce calificarea mai departe în optimile de finală ale Ligii Europa. Să vedem acum pe Chamberlain cu viteză bună, Chamberlain pentru Paul Pogba, Pogba din prima pentru Lukaku, s-ar fi preferat o pasă pentru Atsu, dar oricum chiar și așa era prea departe, mai degrabă mergea un lung de linie peste apărare. O pasă în care un nostru, 1-1, 3-3, Lokomotiv reușește să egaleze, iată ce pasă cu călcâiul acolo, nu am fost atent, nu mi-am dat seama, Obina este cel care marchează, Obina este cel care ne învinge și 1-1, din nou trebuie să muncim pentru încă un gol, aveam un avantaj foarte fragil, suntem din nou de la extaz la agonie. Iată-l acum pe Case, de fapt era Nase, cred. Iată-l acum pe De Bruyne, un contraatac 2 contra 3, iată-l pe Belgian, ce viteză bună are De Bruyne, intră în careu Kevin De Bruyne, gol! Kevin De Bruyne, un gol și un assist, 2-1, 4-3 la general, Kevin De Bruyne reușește să ne readucă cu zâmbetul pe buze, să spargă gheața, să marcheze în sfârșit, un gol foarte frumos de toată frumusețea, o cursă foarte frumoasă și o execuție simplă care nu-i dă nicio șansă portarului lui Lokomotiv.
În minutul 71 a reușit să marcheze Kevin De Bruyne, este 2 la 1 și suntem pe cale, suntem cât mai aproape de o calificare, suntem cu un picior în optimile de finală ale Europa League sau Cupa UEFA în vechiul format. Iată acum pe Kasev, Cavanda, un acolo cu Kasev, este careul nostru, iese din careu, pasă în spate la Tarasov. Pogba trebuie să recupereze, nu a reușit să facă un meci defensiv foarte bun. Minge la Zapater, Zapater foarte bine controlează balonul. Hai, mamă, câți jucători suntem, cred cu 10 jucători în propria jumătate de teren, în apropierea careului nostru. Cred că Lukaku este cel mai avansat, da. Niciun jucător nu avem în terenul advers și așa și trebuie, trebuie să ne apărăm acum cât de bine putem. Iată ce lovitură liberă au adversarii noștri cu motiv Moscova. A intrat Pavlișenko, o centrare periculoasă, o, balonul este în careul nostru, până la urmă este respins cu mult greu. Aruncare de la margine pentru Locomotiv. Pavlișenko, fostul atacant al lui Tottenham, are experiență cu echipele din Anglia, acest jucător. Să vedem pe Obina pentru... Primește Obina, autorul unicului gol de până acum, iată ce pas se dă. Cavanda era acel acolo între Obina și Kasev. Să vedem pe Atsu pentru Paul Pogba. Pogba, Pogba, cu o pasă la Kevin De Bruyne. Nu este offside, De Bruyne din prima pentru Lukaku. Este offside la De Bruyne. O centrare periculoasă, balonul este respins. Pavlișenko cu capul. Periculos, 3 minute de prelungire arătate. Tim Howard aruncă balonul și un ultim contraatac încercat de echipa noastră. Kevin De Bruyne cu pasă pentru Romelu Lukaku, dar balonul este interceptat acolo de Corluca. Luca a fost jucător la Tottenham și el. O echipă cu mulți jucători din Premier League are această locomotivă. Să vedem pe Tarasov. Tarasov pentru Obina, mai departe Denisov, 1 la 1, Cavanda, Cavanda reușește o deposedare foarte bună, oh, ce cum dă în balon, se încheie meciul, se încheie și ne calificăm mai departe în optimile Europa League, o calificare greu obținută, dar o calificare foarte bună care ne-a prins bine și luăm 350.000 pentru această calificare. 335.000 cred că au fost, nu 350.000 de euro, destul de buni și acești bani. Veniturile din Europa League nu se compară cu cele din Liga Campionilor. Bun, l-am scos și pe Vlad Chiriche și jucăm în Capital One finala cu Chelsea. Costa acum foarte periculos, trage Diego Costa pe lângă poarta lui Tim Howard. Avem un meci foarte greu cu Chelsea, este, se joacă pe Wembley, finala Capital One Cup și trebuie, spun eu, să câștigăm, să luăm o revanșă, pentru că bilanțul nostru împotriva lui Chelsea este 2 meciuri, 2 înfrângeri. Diego Costa este cel care le-a adus. Iată-l acum pe Lukaku pentru De Bruyne, offside, nu este offside, nu este offside la De Bruyne, De Bruyne și gol! Kevin De Bruyne marchează și la acest meci, 3 meciuri consecutive pentru Kevin De Bruyne, la care marchează. Nu a fost offside, dar jucătorul din dreapta l-a scos, din dreapta noastră l-a scos din offside pe De Bruyne. Deci marchează Filipe Luiz, a fost cel care l-a scos. Marchează Kevin De Bruyne, este 1-0, 3 meciuri consecutive spuneam la care marchează. A marcat și meciul trecut și acum două meciuri cu Crystal Palace, un meci pe Wembley, cum spuneam, o finală de zile mari și reușim să intrăm în conducerea meciului. Șurle centrează periculos, centrala lui Șurle, este reținut balonul, Pogba cu o respingere până la Romelu Lukaku. De Bruyne marchează împotriva fostei sale echipe și s-a bucurat. O, șutul lui Willian respins până la urmă de Cavanda, a apărat excelent acolo încă o dată Tim Howard, portarul nostru numărul 1, poate cel mai bun portar, cel mai formă portar din Premier League în acest moment este clar Tim Howard, și pe lângă el se mai numără și Mignolet și Joe Hart. Iată o pasă foarte bună pentru Chamberlain. Go! O, de capul meu am văzut balonul în poartă aici. Șutul lui Chamberlain a fost atât de, nu știu cum să, atât de aproape de a intra în plasă șutul lui Oxlade Chamberlain. Dar din păcate nu s-a întâmplat asta. Atsu la balon, intră în zonă centrală, Atsu trage și el pe lângă poartă, ocazii foarte mari pentru noi, așa am avut și meciul din campionat, ocazii foarte, foarte mari care nu am reușit să le fructificăm și sper să nu se răzbune aceste ocazii care
nu am reușit, din care nu am reușit să marcăm. Kevin De Bruyne pentru Chamberlain din prima la Lukaku, iese Petr Cech acolo și reține foarte mult curaj pentru Petr Cech, dar are o experiență care își spune cuvântul chiar și în joc aici. Foarte bine a gestionat momentul, a ieșit la timp. Lukaku încearcă să facă pressing acum, să iasă la pressing. La fel și Chamberlain cunoaște bine Londra, a jucat la Arsenal. Să vedem acum pe Ramirez, foarte bună recuperare lui Distin, acum cu o pasă pentru Chamberlain. A primit Chamberlain de la Zelalem, cred, nu, dar a fost Pogba. Pogba nu reușește să recupereze aici balonul, minge pentru Andre Șurle, un la unul cu Cavanda. Cavanda, din păcate, pierde în fața lui Șurle, centrale periculoasă pentru Willian Fabregas, în care un nostru mai departe la Mikel, apără Howard, balonul respins încă o dată și din nou pentru Chamberlain, de această dată este recuperat Șurle pentru Fabregas, un la unul acolo cu Pogba, Fabregas în care o la Șurle, Mikel, Obi Mikel și Cavanda trebuie să recupereze aici, dar nu reușește. Ramirez apără Howard, din nou rezolvă lucrurile Tim Howard, minutul 45, foarte multe ocazii pentru Chelsea, iată raportul posesiei 62 la 38 în favoarea lui Chelsea, o centrare respinsă cu greu acolo, Felipe Luiz pentru William, brazilianul William, concentrare, respins balonul de Distin și 1 la 0 la pauză, conducem și suntem la o repriză distanță de primul trofeu. Să vedem dacă acest lucru se va întâmpla. De Bruyne, autorul unicului gol. De Bruyne a tras peste poartă, șut însă puternic în forța lui De Bruyne. Ramireș acum centrează, Ramireș foarte periculos, balonul este respins, să vedem pe Kevin De Bruyne. De Bruyne, iată-l ce cursă face De Bruyne pentru Cristianasu, mai departe la Romelu Lukaku. Lukaku, îl împinge acolo pe Ivanovic, acesta respinge balonul în aut, avem aruncare de la margine. Ne grăbim să batem Atsu, o pasă care trebuia să ajungă la Lukaku, dar au recuperat foarte bine cei de la Chelsea și iată-l acum pe Şurrle, foarte periculos, are viteză bună Şurrle. Haide Zuma, Zuma nu reușește să deposedeze, o intrare decisivă care ne costă aici. Intrat Zuma foarte periculos, Distin respinge până la urmă balonul, Pogba pentru De Bruyne, De Bruyne foarte activ, cel mai activ jucător al nostru, este parcă pe tot terenul Kevin De Bruyne, un coordonator al jocului. Diego Costa 1 la 1, Cavanda, foarte bun, te hotărât tecnicul lui Cavanda, îl cunoaștem cât de dur este, mai ales din meciurile cu Chelsea. Eden Hazard intră în locul lui Şurrle. Iată acum o centrare periculoasă. Mingea este la Hazard, nou litrat. Un călcâi pentru Obi Mikel. Un călcâi încă o dată pentru Cahill. Joacă la călcâi în careul nostru. Apără Howard, excelent. Jocul este oprit de arbitru care dictează. Este fault în atac, nu? E penalti. Arbitru dictează penalti. Incredibil așa ceva. Cum așa ceva? Arbitrul dictează penalti. Howard este pus aici într-o postură foarte grea. Howard cu Diego Costa, este ratarea lui Diego Costa și avem 1 la 0 în continuare, suntem în continuare cu o mână pe trofeu, să vedem dacă o vom pune și pe a doua și dacă vom ridica trofeul în aer. Oh, Unde ce... poți să ridici? Unde poți să ridic așa? Era mai, un pleonas mai mare dacă spuneam în sus. Pogba încearcă să recupereze fața lui Fabregas, care iată-l cât de bine coordonează și el jocul lui Chelsea. Fabregas se primește aici foarte periculos, Fabregas și balonul în brațele lui Howard. Nu ne grăbim să tragem de timp, nu urmărim astfel de scopuri, atacăm până în ultimul moment, avem un profil ofensiv, cu toate că lovim mult pe contraatac. Willian acum pentru Felipe Luiz, brazilian cu brazilian schimbă pase între ei, Cavanda foarte bine a recuperat acolo, iată că obține chiar și autul din acest teclin. Cavanda călcâi neglijent acolo al jucătorului nostru, cred că Distin a fost cel care, cu acel călcâi, o centrală periculoasă a lui Cahill și este Diego Costa cu loviturile de cap care se duce pe lângă poarta lui Tim Howard, raportul șuturilor, iată. Vedem aici 6 șuturi în avans pentru Chelsea, 10 la 4, dar pe tabelă noi suntem câștigători. Asta este cel mai important lucru, cea mai importantă statistică și anume golurile. Asta contează. Iată pe De Bruyne, reușește, insistă aici la felul pe lui și recuperează Kevin De Bruyne, bară a lui Kevin De Bruyne, ce șut a prins acolo.
De Bruyne, dar nu a reușit să marcheze. Minutul 81, ocazie foarte, foarte mare pentru noi. Să vedem acum pe Atsu. Atsu foarte frumos schimbă partea la Cavanda. Urcarea lui Cavanda, șutul lui Cavanda. Balonul este prins în brațe de Petr Cech. Minutul 83, iar Chelsea atacă acum cu tot 11. Le vedem câți de mulți jucători sunt în jumătatea noastră și câți jucători de la ei și de la noi sunt în jumătatea noastră. Iată acum pe Hazard. O, intrare neglijentă a lui Howard și nu este penalti sau... Te rog, spunem că nu-i penalti, nu este penalti, este corner. Fabregas este cel care va bate acest corner. O centrare periculoasă. Howard prinde în brațe. A intrat și Drogba în locul lui John Obi Mikel. Howard, iată, aici pune balonul jos și dă o pasă excelentă pentru Lukaku. Foarte bine ce a făcut aici Howard. Lukaku pentru Kevin De Bruyne. Destul de obosit sunt toți jucătorii noștri. Minutul 90 și 5 minute de prelungire arătate de arbitru. 5 minute care vor trece foarte greu pentru noi, dar care vor trece foarte repede pentru Chelsea. Iată aici un fault al lui Chamberlain. Nu primește cartonaș, asta este foarte bine, este și Willian, intră Mohamed Salah, Salah care știm că acum evoluează pentru Fiorentina, o lovitură, o, scăpăm, scăpăm, o bară acolo a jucătorului Chelsea, cred că a fost Cahill, nu a fost bară? A fost stâlpul din spate ce susține plasa. Ce mai contează, reușim să scăpăm și cred că vom fi finaliști, finaliști suntem de fapt, cred că vom fi câștigători. Da, primul nostru trofeu câștigat aici la Everton, cu Everton împotriva lui Chelsea, Capital One Cup. Kevin De Bruyne ne-a adus acest trofeu cu acel gol din minutul 8. Am reușit să câștigăm în sfârșit. Câștigăm ceva decisiv în fața lui Chelsea, ne-a bătut ea în campionat unde acolo domină cu orice altă echipă, nu numai cu noi, dar noi am reușit să îi luăm acest trofeu lui Chelsea. Suntem în mare extaz, este un episod special, primul nostru trofeu ca manager. Nu se știa că niciodată în fotbal nu poți să știi nimic și nu se știe dacă vom rămâne la Everton, dar momentan totul merge foarte bine și vrem să facem performanță la această echipă. Iată pe băieți cu foarte bucuroși, nerăbdători să pună mâna pe trofeu, dar până la urmă Tim Howard este șeful aici și chiar merită să fie capitan pentru câte face pentru această echipă. Iată, el pune mâna pe trofeu și el îl ridică. Câștigători, suntem finaliști, finaliști am spus și am învins în finală. Everton reușește să câștige un trofeu foarte... foarte bun pentru palmaresul nostru de manager în special și am luat 100 de mii doar un buget slab aici în Capital One Cup, dar nu este nimic. Acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați un like, până data viitoare rămâneți cu bine și sayonara!